Majoritatea localurilor sătmărene au fost pline ochi. De 8 martie, mii de sătmărenci alegând să-și petreacă singure sau alături de iubiți sau colegi, în acest mod Ziua Internațională a Femeii. Angajatele din cadrul primăriei municipiului Satu Mare au petrecut la unul dintre restaurantele sătmărene, cheful fiind organizat de sindicat. Alături de femei au petrecut primarul Dorel Coica, viceprimarul Radu Roca, precum și reprezentanții trupelor VH2 și Distinto. Aveam de mult de venit la Satu Mare, nu? Da. Domnul primar, poate să spună mai multe mie detalii. Mie mi-au creat o problemă. Da. Toate doamnele care îl iubeau pe primar până acum, îi iubesc pe ei. Deci în seara asta le-au cucerit doamnele. Deci sutele de doamne care au fost acolo mi-au cerut să-i aduc de mai multe ori pan, pentru că vor să-i asculte. Da. Îi iubesc, s-au îndrăgostit de ei, sunt deosebiți. Membrii trupei Distinto au ales să transmită doamnelor și domnișoarelor în stilul lor original gândurile lor bune și un călduros la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La un alt restaurant au petrecut ziua de 8 martie angajații Apaserv Satu Mare. Directorul instituției aflat în mijlocul angajaților a transmis tot binele din lume atât angajatelor cât și tuturor femeilor din lume. Multă sănătate, multă fericire, multă putere de muncă și să nu uităm că 8 martie este o zi memorabilă, Ziua Internațională a Femeii, ziua în care ele își manifestă de fapt puterea, tăria de caracter și noi nu avem decât să le apreciem ca atare. Doamnele și domnișoarele de la Apaserv s-au distrat de minune la această petrecere, iar patroana restaurantului a făcut tot ce a stat în putință pentru a asigura un cadru cât se poate de plăcut. Bucurăm să sărbătorim Ziua Femeii. Le-ați pregătit pentru această frumoasă seară? Mai multe surprize, un aperitiv, un fel de bază și ceva dulce, bineînțeles, pentru doamne. Alt restaurant, altă petrecere. Circa 400 de sătmăreni, în marea majoritate femei, au petrecut Ziua Femeii aici pe muzica asigurată de trupa Sincron. Patronul și angajații restaurantului s-au pregătit temeinic pentru a se asigura că toți petrecăreții se simt bine. Le doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor la mulți ani. Să ne trăiască și să nu uitați că noi bărbații vă iubim din tot sufletul. Toți petrecăreții, fie că este vorba despre femei sau bărbați, s-au simțit foarte bine și au chefuit până spre orele dimineții.